Ne aflăm în bucătărie și o să se audă iarăși eco, dar avem o mare surpriză pentru că astăzi este sărbătoare în ghilimele. Hai să vedem. Așa că după cum vedeți, Power League Season s-a terminat și după cum vedeți, am luat de-abia 1000 de Star Points, dar sunt și astea bune. Pentru că am jucat foarte puțin la Power League, de extraordinar de puțin, nu mi-am dat interesul, dar promit că pe viitor o să fac chestia asta. Așa că hai să le luăm. 1000 de Star Points, foarte șmecher. Pe lângă asta, stați așa puțin. Hai să vedem și noi ce ne-am luat. O să dăm aici Duna Disturb. Bun. La Knockout. Nu, stai așa că dăm puțin back. Și vreau să vedem ce avem noi pe aici. Bă, de-abia aștept să vină și nou update. Peste 3 zile o să fie sezonul. Mă refer că de-abia aștept să vină Brawlerii cei noi, Buzz. De-abia aștept. Băi, și am văzut o chestie foarte șmecheră, după cum vedeți, Anniversary Gift, un Mega Box Daryl, practic un skin gratis pe Daryl, Mega Box Daryl este aici, gratis pentru toată lumea, ceea ce mi se pare foarte șmecher. Pe lângă asta ne-au dat și un pin gratis, dar mai avem și o chestie, un free box. Băi, băiatule, deci astăzi este sărbătoare mare. Apăsați butonul de like dacă vă place surpriza asta. Mamă, nu te cred că am și mega box-ul asta, dar mamă, dacă mai aveam 500 de star points, puteam să iau ăla. Hai să luăm prima oară mega box Daryl, cel mai nou skin pe Daryl. Ia uitați cât de șmecher arată. Mamă, de ce bestial. Foarte tare, foarte, foarte tare. Hai să luăm și pinul pe Daryl. Ok, și luăm și free box-ul. Le luăm pe toate, pe acum, adică... Mamă, ce frumos era să fi picat ceva. Bineînțeles, o să jucăm puțin cu Daryl, să vedem cu skin-ul cel nou, pentru că sunt foarte curios să văd. Ia să vedem. Și o să vreau să deschidem și mega box-ul acesta. De fapt, nu, stai că este valabil 3 zile. O să-l deschid mâine într-un episod special, așa că fiți atenți că mâine o să fie un episod special. Nu uitați că pe și pe canalul principal Florentin Hriscu am postat acum un episod foarte șmecher. Duceți-vă și vă uitați. Hai să vedem. Skin-ul pe Daryl vreau eu. Unde este Daryl? Daryl, tate, unde ești? Că e foarte șmecher. Dacă l-aș vedea, aș fi genial. Dar sunt prea chiar pentru lumea asta. Uite-l. Deci am așa, am Daryl Heavy ăsta. Nu mai țin minte când l-am luat pe ăsta, sincer. Și uitați-l și pe acesta. Cât de tare! Hai să jucăm puțin cu el, pentru că mi se pare bestial. Stați așa să văd și eu. Am rang 22 pe el. Sincer, nu aș vrea, sincer, să... Da, hai bă, să jucăm la solo. Adică, da, asta e, pierdem. Oricum, ați văzut că am destul de multe trofee. Am reușit să mai pușez. De-abia aștept să fac 24.000 de trofee. Forță rău de tot. Doamne, dar aici uitați-vă cât de bine arată. Jur, mi se pare genial. Și să vedeți acum cât sunt cu skin-ul pe Daryl. Pariu? Hai să vedeți cât... Foarte mulți sunt. Mai mult ca sigur, sunt o grămadă. Ah, ce era să-mi iau pe cocoașă. Era să-mi iau, sincer, pe cocoașă, dar ați văzut că m-au iertat acolo. Pentru că erau foarte mulți. Haide, am intră părul în ochi. O să stau puțin la pândă aici, pentru că nu vreau totuși să scadă în trofee. Băi, o mega surpriză pentru voi, mai am doar 3 brawler, deci 3 brawler mai am până o să-i fac pe toți de rank 21. Vă vine să credeți că mai am doar nevoie de 3 brawler, băi, nu vine să cred. Mamă, ce mi-au pe cocoaș aici. Mamă, ce mi-au pe cocoaș aici. Mi-am luat-o pe cocoașă, dar măcar am reușit să iau, nu știu dacă am reușit să iau un trofeu, cred că 0, perfect. Un trofeu! Bun, rău, e bun și ăla, decât nimic. Pomană curată. Am 23, hai să vă arăt exact pe ce brawler mai am nevoie ca să-i fac rang 21, pentru că în ultimul timp m-am chinuit destul de mult să îi ridic la rang 21. Deci mai am nevoie pe Byron, ok, mai am exact nevoie de 50 de trofee pe Byron, pe Tara și pe Mortis. Și atât. Ăștia 3 sunt singurii care mi-au mai rămas. Mi se pare foarte tare. Hai să vedem. Acum nu o să mai joc cu Daryl, o să vreau să joc tot cu ei acum. Nu știu cu cine să joc. Cred că o să joc cu Tara pe harta asta, pentru că Tara mi se pare un brawler foarte bun din punctul meu de vedere. E un brawler foarte bun. Eu, sincer, îl subestimam. O subestimam pe Tara, știu că este fată.
înainte. Dă un damage foarte mare. Are și vreau să zic că are și viață foarte mare. Păcat că nu am, eu nu am gadget-ul sau ultimata, nu mai știu ce ultimata era. Bun. Aaaa, ce era să-mi iau? Mamă, ce frumos, 7 power cube-uri deodată, ești nebun? Frumos. Bă, m-aș ascunde aici, aha, era sigur. E Piper acolo, e Piper. Da, e Piper. Ok. Ce mi-a dat aici? Are gadget-ul, nu te cred. Bro, du-te pe Piper, că acolo e mai ok. Da, și este și nebunia asta aici. Bă, mă duc să-l iau. Ok, o să-l iau și pe ăsta, ca să nu fie mai... Băi, dar unde sunt, frate? Aleluia, în sfârșit. Mor, locul 1. Nu! Ce s-a întâmplat? Nu te cred, am crezut că am luat locul 1. Nu te cred. Locul 1. Băi, frate, am crezut că a murit, dar de fapt el și-a activat gadget-ul și eu n-am văzut că și-a activat gadget-ul, dar uite că am reușit să luăm locul 1 cu Tara. Hai să mai dăm repede încă un meci cu Tara, pentru că mi se pare absolut senzațional. Mie îmi place foarte mult. Înainte v-am zis, nu jucam atât de mult cu Tara, dar în ultimul timp am văzut că este foarte OP. Ceea ce mi se pare destul de bună. Mamă, frate, deci skin-ul ăla pe Daryl m-a șocat total, jur. Jur că m-a șocat. Mi-a dat viața peste cap când l-am văzut. Hai să nu mă mai duc, că îi las. Îi las pomană. Uite mă, ăla este cu Daryl, dar nu e cu... De ce nu v-ați luat skin-ul, bro? De ce nu v-ați luat skin-urile? De ce nu v-ați luat skin-urile? Că nu înțeleg. Ăla joacă cu Daryl și nu are skin-ul? Păi practic toată lumea îl are. Se aștepta să fiu în partea aia. Dar asta e. O să văd pe unde pot să mă ascund. Uite-l mă că are skin-ul, bă! M-am încurcat aici puțin, pentru că este și ăla acolo. Nu e? Pot să fac timing cu ăsta, dar eu cred că o să-i trag țapă. Eu nu am încredere, sincer, în ăștia cu timing. Nu am absolut deloc, sincer. Aha. Ia uite frumos, băiatul, ce fel stă ascuns acolo. Haide. Nu cred că vrea să facă timing. Practic eu mă folosesc de el acum ca să... Da, nu am șanse cu tralul Leon. Așa că o să fug. Să iau și eu. Mamă, locul 3, bun. Ok, o să iau asta ca să le fie frică la ăștia de mine. Locul 1, nu te cred, băi. Jur că nu mă așteptam să iau locul 1. Dar vedeți că ușor o să o fac și pe Tara de rang 21. Și cu siguranță mâine, și da, mai mult ca sigur mâine, o să iau pe toți de rang 21. După cum văd, mamă, mai am nevoie de 6 trofee și o să deschid și big box-ul ăsta. Mâine o să fie, bă, niște episoade forță rău de tot mâine. Am văzut că v-a plăcut foarte mult testez live-uri și o să mai facem. Și am și quest-uri de făcut, ceea ce e bine, o să strâng box-uri. Așa că ne vedem mâine cu noi episoade cu cei mai tari legendari. Salutare!